Proiectul început în 2017 printr-o expoziție. În anul 2018 s-a transformat, a trecut la un pas mai mare la Festivalul Culturii Românilor de Pretutindeni aici acolo. Și iată că această inițiativă se continuă anul acesta. Pentru că anul acesta aniversăm, comemorăm, cred că e cuvântul potrivit, 30 de ani de la momentul 89, am avut ideea să intitulăm acest festival Dialog despre libertate. Expoziția în care vă aflați se numește Dialog pentru că este un dialog real între un artist din diaspora și un artist din România. Am încercat aici o dublă frustrare mulți ani la rând, în care noi nu știam ce fac colegii noștri din străinătate și ei nu puteau fi recuperați pentru cultura națională. Cred că este un dublu aspect și un lucru extraordinar de important, faptul că noi dialogăm, intrăm într-un dialog, pe ei încercăm să-i readucem pe scena culturală contemporană. Niște tineri extraordinari pe care vă invit să-i descoperiți cu aceeași uimire cu care i-a descoperit domnul președinte, pentru că sunt tinerii studenți ai ANCA-i care au fost invitați de ANCA pentru acest festival să creeze o expoziție despre momentul 89 și cum văd ei revoluția. Aș vrea să vă rog să luați în calcul toate evenimentele festivalului pe care noi le-am organizat, pentru că vă promitem că sunt lucruri interesante, sunt discuții interesante, sunt spectacole interesante și așa cum s-a întâmplat anul trecut, vor fi lucruri de văzut. Și în afară de faptul că vă invităm la spectacol de dans contemporan, la operă, la film, la concert de jazz, gândiți-vă că este momentul în care puteți să vă cunoașteți între dumneavoastră, puteți să ne cunoașteți și putem să ne strângem împreună, gândindu-ne să facem lucruri pentru viitor.